Salutare, nocivanilor, bine v-am găsit la Scapă din Conacul Groazei. Este un conac cu o fantomă care ne bântuie și noi avem la dispoziție 10 minute să găsim 4 iteme cu ajutorul cărora să scăpăm pe ușă, iar pentru a găsi acele 4 iteme trebuie să găsim alte iteme cu ajutorul cărora să deschidem uși unde s-ar putea să se găsească unul dintre cele 4 iteme. Jocul este destul de complicat, seamănă puțin cu ideea de Granny, cam tot așa trebuie să găsești să scapi. Să vedem, să fie susținere blană și o să mai facem episoade, nu știu dacă o să reușesc să scap. Pe acest episod se aude deja probabil că sunt răcit. Sper să se audă bine microfonul, că am avut probleme în ultimul timp. Și nu uitați, vă aștept și pe live-ul de vineri de la ora 16. O să fac un live de 6 ore aici pe canal în care ascult Nociv Song. Cu ocazia faptului că am făcut 1 milion de vizionări la video, aveți primul link din descriere să ajungeți direct pe live dacă vreți să fiți printre primii, încă de acum. Bun, hai să înceapă nebunia, nu uitați de canalul secundar, îl aveți în descriere, dăm pe play, dăm pe... Avem așa normal, fără limită de timp. Noi avem ăsta 10 minute challenge. O să merg pe mai greu puțin și o să încerc ăsta ori dacă murim de 5 ori pierdem, ori dacă se scurg cele 10 minute și nu scăpăm. Da, bun, avem timer stânga sus. Și vedeți voi săgeata aia. O să... Oh my god, m-a văzut direct. No, eu cum scap acum? Salut, frate. O să fug direct aici. Faza că nu văd nimic. Sunt direct mort. E clar. Mai am 4 vieți. Yay! Nu cred că trebuia să încerc direct cu challenge-ul ăsta. Aici era o lanternă, știu. Pam. No, bun, frate. Ăsta e conacul. Noi trebuie să găsim itemele astea, cred. Sau nu știu exact. Pana mea, vedem noi când găsim. Și acum trebuie să mergem așa încet, încet. M-auzit. A, nu trebuia să calc pe sânge. Plăniță. Faza faină e că fantoma trece prin zid. Știu că e aici un pat, că am mai jucat eu 3 secunde înainte. În pat aici ne putem ascunde sub el. Și deși noi vedem pe deasupra patului, ea nu ne vede, fantoma. Urați-mi succes, barosanilor. Bă, mi-e puțin frică, trebuie să recunosc. Că ați văzut ce urât face în momentul în care te prinde. Face urât de tot. Da, bun, acum dacă e săgeata cu verde înseamnă că e totul clean. Dacă e cu galben înseamnă că trebuie să te ascunzi pentru că o să te găsească în scurt timp. Dacă e cu roșu înseamnă că știe că ești undeva pe aproape și vine după tine. Iar dacă apare urechea înseamnă că te aude. Ok? Am ieșit de sub pat și mi-a apărut jumpscare. Acum dacă tot suntem aici, hai să căutăm prin... Vine încoace, bă. O să deschid și eu sertarul? Da, bun, am deschis tot. Am crezut că am rămas... Olo, vine sau ce? Bă, ce urât face, mă? De ce tot apare prostia aia? Dacă merg așa, sneaky-picky? A, mă! Păi mă aud orice aș face, frate! Păi imposibil. Ia uite-o! Salut! Și mai am doar 7 minute? A, păi n-ai cum. N-ai cum, frate, că stă cu tine în cameră. Nu pot eu să nu fac zgomot deloc. Trebuie să nu calc deloc pe cioburile, așa-i? Așa-i ca așa-i. Măcar un item dacă aș găsi, tot aș fi fericit. Ce naiba a fost asta? Ok, pare chill. Acum totul. Încet, încet am învățat și eu ce nu trebuie să fac ca să nu fac zgomot. Și hai să vedem. Dacă... A, păi mă aude, bă, dacă fug, bă. Păi și eu de unde să știu, frate? Vine! Ascunde-te! Ia uzo. Și vine în cameră după mine sau... A, acum uite că nu mai văd. Sau? Ba da, cred că văd. Ce naiba! Uite o cheie acolo. Ok? Cheia aia nu ne ajută să scăpăm, efectiv. Ne ajută doar să deschidem o altă ușă. Unde s-ar putea să avem lucruri care ne ajută să scăpăm. Deci, nu-i mare lucru că am găsit o cheie. Mai avem doar 6 minute la dispoziție. Păi, dar nu-i nimic în sertarele este. De ce naiba? De ce mă trolează în halul ăsta? Vreau ăla de jos. Se poate?
Se poate la de jos? Nu se poate. Știu că am putut acolo, dar degeaba s-a putut. Nu-i nimic în el. Bă, ce facem în halul ăsta? Opa, crowbar. Putem lua și cheia și crowbarul sau? A, doar una putem. Păi măcar hai să folosim crowbarul ăsta. Și știm că avem și cheie, ok? Și mai avem 4 vieți în total. Dar doar 6 minute la dispoziție. Bine, fiind primul episod, vă dați seama că e cam greuț. Și e greuț și din cauza faptului că trebuie să învăț. De exemplu, nu știam când am voie să calc pe leacă o să fac zgomot. Și aici, pe holul ăsta, ar fi două încăperi. Din câte observăm, am găsit crowbarul. Sper să... am auzit. No, acum băgăm fugă. Încercăm să folosim itemul. Bun. Și vine, 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 vine. Mai pot să fug? Oare fug mai repede decât vine ea după mine? Sau... o să încerc să mă ascund sub pat. Aici, 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 aici. Dai, 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 zi, 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 zi. Și? E bine? Oh, la limită. Acum putem ieși de aici. Teoretic n-ar trebui să mai știe unde suntem. Da, deci trebuie stat țupat chiar numai până când pleacă. Și e bine că pleacă repede. Problema e că și vine repede. Dacă am făcut un pic de zgomot, suntem caput. Însă totuși putem fugi, ceea ce ne oferă un avantaj destul de mare, zic eu. Fuga merită folosită doar dacă rămâi fără timp. Doar dacă te-au văzut oricum și trebuie să scapi. Chestii de genul ăsta. Hai să luăm cheia. Dar acum întrebarea mea e unde folosim această cheie. Dacă o să fac puțin experiență în joc, asta dacă o să vă placă vouă jocul, bineînțeles, o să putem să ne mișcăm mult mai repede și poate chiar facem challenge-ul ăsta. M-a văzut acum. Da, vine direct după noi. Scuze, dacă apuc să mă ascund sub pat, ea totuși mă prinde? Nu, am scăpat. Deci dacă apuc efectiv să intru sub pat, sunt safe. Ieșim, ne dă jumpscare-ul blană. Bineînțeles, nu se poate fără. Acum cu viteza luminii va trebui să ne gândim unde folosim această cheie. Măcar și dacă aflăm o informație nouă, tot e ceva. Că eu momentan n-am progresat atât de mult. Vedem ce e pe aici. E bine, mai căutăm chestii. Bam, bam, bam. Hai să urcăm scările. Vedem unde putem folosi noi cheia asta. Aici oare? N-am folosit cheia. Deci dacă nu am folosit cheia, totuși știm măcar că putem intra fără cheia. Na, bine, am intrat degeaba. Need blue door. Am înțeles, deci va trebui să găsim o încăpere. Putem să ne strecurăm pe aici? Uai de capul meu, doamne, mai sunt și jumpscare-uri din astea? Înțeles, frate. Bine de știut. Deci e pe aproape dacă e cu galben. Aolo, valalalala. Bă, dar e mare, bă. Păi n-avem cum cu challenge-ul de 10 minute, frate. Uite-te și tu cât de mare e tot aici. Închidem ușa să nu ne caute. Putem să ne strecurăm pe aici? A, putem sări. Bine de știut. Până acum n-am încercat. Și acum suntem într-o bucătărie ceva. Mă, jocul e chiar interesant, însă challenge-ul ăsta nu cred că va putea fi dus până la bun sfârșit. Eu am cheia de la încăperea roșie, de la ușa roșie. Dar gândiți-vă voi care sunt șansele să scap eu dacă încă n-am găsit... Am auzit, e gata, e clar. Aaa, m-a prins. Și mă dă cu cheia acum sau am pierdut și cheia? Și mai avem... A, nu, cheia mi-o lasă. Asta e bine de știut. Hai să căutăm noi încăperea cu ușa roșie. Asta să fie țelul nostru, măcar să cunoaștem locația. Bun, deci acolo e albastră, dincolo e verde. Și ar trebui să fie sus, mă gândesc. Încăperea roșie. Ea e pe aici, așa e că e pe aici. Aici e încăperea roșie. Let's go. Nice. Și ce e aici? Un jumpscare ceva? Ai, chiar ia! Salut!
Vin peste tine, fantoma nebunatică. Need holy water. Dar păi și de unde iau eu holy water? Apă sfințită, bă. Trebuie să aruncăm cu apă sfințită peste Pocitanie. Ok. O să fie interesant jocul ăsta. Dar după ce aflăm și noi mai multe chestii. Păi e creepy rău. Stă întins acolo. Oricum, avem doar un minut la dispoziție. Tot ce putem să mai facem în minutul ăsta este să mai aflăm câte una, câte alta. Uite, aici, de exemplu, e o ușă care nu necesită o cheie. Din momentan că sunt undeva la 3 uși. Albastră, roșie și verde. Dacă mai este vreo alta, cred că ar mai fi galbenă, mă gândesc eu așa. Dar nu cred că mai e niciuna. Aici nu trebuie să facem gălăgie. E pe aproape, dar sincer, nici nu prea am de ales, că mai am doar 25 de secunde, așa că și dacă mă prinde nu-i mare pagubă. Vreau să mai descoper lucruri în astea 20 de secunde, să folosim secundele la intensitate maximă. Uite-o pe acolo, dar nu m-au văzut. Mă, pe aici n-am mai găsit nimic pe la etaj. Faza e că oricum, toate lucrurile astea se pun random. Așa că 3, 2, 1, rip. Game over, boys. Dacă nu dădeam challenge-ul cu cele 10 minute, aveam pur și simplu 5 vieți. Deci eu zic că în episodul următor, atâta timp cât voi o să susțineți această serie, bine, acest episod ca să devină o serie, o să încerc fără challenge-ul de 10 minute, pur și simplu cele 5 vieți și să vedem dacă reușim să finalizăm jocul. Pentru că așa cu challenge-ul e destul de greu. Ești presat și de timp și ești presat și de faptul că nu trebuie să prea mori. Dar așa măcar dacă nu suntem presați de timp, putem să jucăm mai safe și poate reușim să scăpăm. Sunt și multe alte challenge-uri, din câte am văzut o să mai și adauge pe viitor developerul. Așa că avem o grămadă de făcut în aceste jocuri, în acest joc. Așa că, și voiam să zic jocuri pentru că, uitați aici, apare Escape the Hospital în stânga și Escape the Bunker. Deci, mai avem și alte jocuri de la acest developer în viitor. Așa că, susținere blană, nu uitați să intrați și pe primul link din descriere, să veniți pe live-ul de la ora 16 de vineri, vinerea aceasta. O să ne distrăm acolo, ascultăm Nocive Song timp de 6 ore. Sper să-mi treacă și mie răceala, că acum sunt răcit. Am trecut și printr-o grămadă de examene, sunt și un pic epuizat, dar nu contează, ne revenim până vineri și îi băgăm blană cu live-ul de 6 ore. Toate cele bune, barosanilor, pa, pa!